femeie din Ucraina care a fost violată ore în șir de soldații ruși beți, în timp ce fiul ei de 4 ani s-a ascuns plângând la doar câteva clipe după ce i-a împușcat soțul, a vorbit pentru prima dată despre oroarea pe care a îndurat-o. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Natalia, în vârstă de 33 de ani, al cărei nume a fost schimbat, a povestit cum un comandant rus și un alt soldat au venit la casa familiei dintr-un sat mic de lângă Kiev, după lăsarea întunericului și l-au împușcat pe soțul ei, Andrei, în vârstă de 33 de ani, în curtea din față. Câteva clipe mai târziu, Natalia a auzit pași în casă și l-a văzut pe comandantul rus, care i-a spus că se numește Mihail Romanov și un soldat mai tânăr îmbrăcat în negru. Femeia a strigat la fiul ei de 4 ani, al cărui nume a fost și el schimbat, să rămână ascuns. Mama a declarat pentru The Times că soldatul mai tânăr i-a pus pistolul la cap și a scuipat. Ar fi bine să taci sau îți iau copilul și îi arăt creierul mamei lui răspândit prin casă. Natalia a fost apoi violată timp de câteva ore de către cei doi militari. Tânărul soldat mi-a spus să mă dezbrac, apoi m-au violat amândoi, unul după altul. Nu le-a păsat că fiul meu plânge. Mi-au spus să mă duc să îl fac să tac și să mă întorc. Tot timpul mi-au ținut pistolul la cap și m-au bătjocorit. Bărbații au plecat apoi, dar în 20 de minute s-au întors și au violat-o din nou. Militarii au revenit la casa familiei pentru a treia oară, dar de data aceasta erau atât de beți încât au adormit, dându-i femeii timp să fugă alături de fiul ei. În timp ce deschideam poarta, fiul meu stătea lângă trupul tatălui său, dar era întuneric și nu a înțeles că era tatăl său. A spus: vom fi împușcați la fel ca acest om de aici.